în comunitate pe 98,3 bucureștifm.ro și din acest moment și live pe pagina de Facebook București FM. Am spus un pic mai devreme că astăzi avem o mulțime de invitați și hai să vi-i prezint pe toți. În studio aici alături de mine este psihologul Paul Dârmon de la Asociația Tsubis Kids. Bine ați venit, mulțumesc! Bine v-am găsit, mulțumim pentru invitație! Familia Gherghina, Raluca și Mihnea, cei care au adoptat doi copii, doi frați. Mulțumesc că sunteți aici la București FM. Bună ziua. Bună și mulțumim, ziua. Pentru, mulțumim invitație. Pentru invitație. Și prin telefon o să ni se alăture în scurtă vreme și Liviu Mihăileanu, fondatorul Tsubis Kids și membru în bordul organizației Europa fără orfani din Marea Britanie. Așa cum am spus un pic mai devreme, Ziua Națională a Copilului Adoptat se sărbătorește pe 2 iunie. Probabil nu e o întâmplare după Ziua Copilului. După Ziua Copilului, de da. Pe 1 iunie. Iar săptămâna adopției începe tot atunci, durează de pe 2 pe 9 iunie. Da. Copiii adoptați glumesc uneori, spun că ei au 3 zile. Așa. Ziua lor de naștere, Ziua Copilului și Ziua Copilului Adoptat. Foarte bine, merită. Și se bucură de fiecare. De toate. Mă gândeam dacă astfel de date speciale sunt un prilej să se readucă în atenția publică acel număr, 43.000 de copii, acum, în sistemul de protecție din România, care visează că vor face parte dintr-o familie permanentă. Da, este un prilej în plus, pentru că prilejul ar trebui să fie mereu. Oamenii trebuie să știe că sunt copii în sistem, copii care își doresc o familie, copii care au nevoie de iubirea și de atenția și de sprijinul unei familii și de tot ce poate să ofere o familie. Niciun sistem din lumea asta, cât de bine ar fi el, nici o cultură nu poate să înlocuiască familia. Evident. Dar după momentele acestea se întâmplă să se intensifice, să crească numărul cererilor de adopție sau măcar să se intereseze mai mulți oameni despre cum se întâmplă lucrul ăsta? Nu știu să existe o statistică, poate la nivelul ARFO sau Liviu Mihăileanu s-ar putea să știe mai bine lucrurile astea. Da, există oameni care se interesează, există oameni care doresc și e important, asociația a apărut tocmai din dorința asta de a de fapt, din dorința de a sprijini copiii să-și găsească o familie, mai degrabă decât a sprijini părinții să găsească un copil. Și e important ca oamenii să știe și să fie informați. Și dacă nu ești informat, dacă nu știi ce presupune, dacă nu știi care este traseul, chiar asta este cumva tema zilei de 2 iunie, va fi un traseu acolo la roaba de cultură. Un traseu, niște pași care va fi parcurs și vor fi ateliere pentru copii și puncte de informare pentru toți care doresc să afle informații despre ce presupune adopția, cum se face, ce înseamnă să ai un copil adoptat. Cred că e foarte bine să primim informațiile astea pentru că avem niște idei care s-au sedimentat în mintea noastră de-a lungul timpului, dar lucrurile se schimbă totuși, se modifică și dacă cu adevărat îți dorești să faci pasul ăsta, trebuie să știi exact cu ce ai de-a face. Cel mai bun lucru care se întâmplă, mi se pare mie, este că a crescut mult, mult numărul de adopții. Citeam că anul trecut a fost cel mai mare număr de adopții din ultimii 20 de ani. Adică s-au mișcat lucrurile într-un fel. Da. Probabil în urma promovării din ce în ce mai intense și a experiențelor părinților adoptați care împărtășesc și celorlalți. Într-adevăr, greutățile și uneori când pornești pe drumul ăsta, te întrebi ce greutăți vor fi, cât va dura, cum va fi, ce finalitate o să fie, dar există atât de multe bucurii și niște minuni adevărate care se întâmplă cu copiii și probabil și asta este o perspectivă, o latură care îndeamnă și pe alții să meargă pe calea asta, mai degrabă decât o informație necesară, într-adevăr, dar legată de modalitate, proceduri, legislație, poveștile copiilor, transformările lor, schimbările vieților lor, mai mult mișcă lucrul ăsta decât o informare. E clar, oamenii, să știți, teoretic, că au nevoie de povești, indiferent câți ani au.
Și poveștile sunt cele care îți merg la suflet. Timp de emisiune, câte povești am putea să vă spunem. O să povestim și despre ceea ce se întâmplă pe 2 iunie acolo în Herăstrău, ce va însemna sărbătorirea acestei zile a copilului adoptat. O să vorbim și despre ceea ce înseamnă să fii o familie care a ales să facă acest pas. I-aș întreba acum, pentru început, pe Raluca și pe Mihnea, dacă ar fi să o mai ia o dată de la capăt, ar face lucrul acesta? Pentru că răspunsul la această întrebare, de fapt, explică foarte multe. Cu siguranță. Într-un glas. Poate am face-o chiar mai din timp. Doar că dacă am face-o mai din timp, nu i-am întâlnit copiii care deja... Cei doi copii care sunt frați, poate că mai rar se întâmplă lucrul acesta și mi se pare... O dată în plus, de două ori în plus, nici nu știu cum să spun, gestul și mai frumos, și mai generos, și mai din inimă, că n-au fost despărțiți doi frați. În general, statul îi protejează, încearcă să țină uniți frații. În cazul nostru, chiar a fost un lucru extraordinar, că i-au ținut împreună și că nu au permis adopția lor separată. Chiar ne bucurăm de acest lucru. N-ați simțit că vă e greu să faceți pasul ăsta cu doi deodată? Sincer, nu. Noi am fost copii singuri la părinți. Deci ne-am dorit... Un frate sau o soră. Ne-am dorit un frate sau o soră și în momentul în care ne-am hotărât că vrem să ne mărim familia, am zis amândoi, ok, minim doi copii vom avea. Nu copil singur la părinți, tocmai pentru că am fost noi singuri la părinți. Iar când am pornit pe drumul adopției, am pornit culmea cu ideea de a adopta un copil, iar până la sfârșitul procesului de atestare ne-am răzgândit și am zis hai să punem până la doi, să optăm și pentru frați. Și uite așa, s-a schimbat istoria pentru doi copii. Da. Și pentru voi, pentru toți noi. Patru până la urmă. Ni s-a alăturat prin telefon în acest moment și Liviu Mihăileanu, ce vă spuneam un pic mai devreme, fondatorul Tsubis Kids și membru în bordul organizației Europa Fără Orfani din Marea Britanie. Domnule Mihăileanu, bine ați venit la București FM! Bine v-am găsit, mulțumesc pentru invitație! Tsubis Kids, o asociație care s-a născut din dorința dumneavoastră și a soției de a schimba viața unor copii care creșteau departe de părinții biologici. Și dumneavoastră am înțeles că ați adoptat doi copii și așa a început povestea. Foarte frumos am citit ceea ce am citit, pentru că v-ați fi dorit să faceți mai multe și, mă rog, nu poți să adopți toți copiii care au nevoie, v-ați gândit să înființați această asociație. Da, așa este. Noi am pornit, nu am pornit neapărat pe drumul adopției, noi am văzut nevoia copiilor din sistemul de protecție de a avea o familie. Copiii erau în apartamente sociale, în centre și am văzut practic faptul că nu aveau dezvoltarea necesară și atunci am mers spre plasament familial și când au devenit adoptabili am beneficiat de prioritate la adopție. Da, este și aceasta o variantă, cea cu plasamentul familial, nu vorbim doar de adopție. Înțeleg că sunt niște noutăți din această primăvară în procesul de adopție. Asta spuneam puțin mai devreme, că în mintea noastră au rămas acele informații în mod tradițional promovate, că e complicat, că durează, că procesul birocratic este foarte stufos, că, mă rog, câteodată nu se finalizează lucrurile, că e tare, tare greu să mergi pe drumul acesta al adopției. Se pare că s-au mai schimbat lucrurile și arată mult mai bine acum. Așa este. În momentul de față, în România, este unul dintre cele mai fluide procese de adopție din perspectiva adoptatorului. În ce sens? Din momentul în care adoptatorul merge la Direcția pentru Protecția Copilului și depune toate actele necesare, care nu sunt chiar atât de multe, Direcția are la dispoziție 90 de zile pentru a emite atestatul sau refuzul justificat. Deci, practic, în 3 luni de zile, orice persoană sau familie din România poate fi atestată pentru a adopta, după care intră în potrivire cu copii care sunt declarați adoptabili conform criteriilor pe care și le-au stabilit pe parcursul adopției sau pot să meargă la profilul public al copiilor, respectiv copii care după 3 luni de zile de când au fost declarați adoptabili nu au intrat în vreo potrivire și apar acolo
cu fotografie, cu o scurtă descriere și pot să interacționeze, să spun, mai nemișlocit cu copiii care sunt eligibili pentru adopție în sistemul de protecție. Înțeleg că în afară de scurtarea aceasta a procedurilor sau mai se mai vorbește și despre creșterea acelui concediu de acomodare, despre ceva sprijin financiar, mă gândesc că toate sunt amănunte importante pentru oamenii care își doresc să pornească pe acest drum. Da, sunt, în momentul de față sunt foarte multe beneficii. Dacă este să comparăm cu ce înseamnă un proces de adopție în Uniunea Europeană sau în Statele Unite, în România este cel mai puțin costisitor și cu cele mai multe beneficii pe parcursul procesului de atestare, intrare în potrivire și adopție efectivă. Este și acest concediu de acomodare pentru care noi am militat foarte mult, pentru că este esențial pentru integrarea copilului în familie. Timpul de care un copil are nevoie pentru a se atașa și a se integra într-o familie nou formată este foarte, foarte important și limitările care au fost înainte au fost înlăturate, iar acum, practic, orice adoptator poate să aibă concediu de acomodare de 2 ani de zile cu 85% din salariu, la fel ca la orice naștere a unui copil. Lucru care ușurează puțin tot acest ușurează proces. Și de asemenea este important de știut că angajatura are obligația de a acorda zile libere pentru procesul de atestare și intrare în potrivire. Deci nu trebuie să își ia cineva concediu ca să poată să urmeze acest proces în momentul de față și se mai și decontează niște cheltuieli dacă potrivirea se face la distanțe mai mari în afara județului. Am înțeles. Mulțumim tare mult pentru toate aceste precizări legislative. Sunt foarte importante. Dacă n-ați fi fost plecat din țară, cu siguranță ați fi fost acum și dumneavoastră aici în studioul București FM. Cu drag, cu drag. Dar cu siguranță, da, cu altă ocazie. Domnule Mihăileanu, mulțumesc tare, tare mult. Mulțumesc și eu. Vreau să vă rog să ne explicați ce înseamnă intrarea în potrivire, că a fost un termen care s-a folosit de mai multe ori. Intrarea în potrivire, în funcție de criteriile pe care le alegi la când obții atestatul, adică poți să alegi, vreau fetiță, vreau băiat, vreau 3 ani, vreau 5 Cred ani. Cred că vârsta în special e cea mai importantă. Se alege totuși, da, o plajă de vârstă, între 4 ani și 6 ani, între 4 ani și 7 ani, poți să ceri absolut orice, bine. Și direcția va consilia acest proces. Poți să ceri să aibă ochi albaștri, dacă asta ți-ai dori, dar nu vei mai intra niciodată în potrivire. Da. Prea multe criterii. Prea multe criterii lungesc timpul de potrivire. Adică până se găsește copilul acela pe care ți-l dorești sau ceva cât mai aproape de cât mai dorința ta. A intervenit și criteriul geografic, adică cât mai aproape de locuința, domiciliul familiei adoptatoare, și iarăși este o ordine. Uh-huh. Este o ordine a atestatelor, să zic așa. Practic, potrivirea se face și în funcție de nevoile pe care familia le poate îndeplini copilului. Ceea ce mi se pare foarte important, mult mai important decât eventual culoarea ochilor sau mai departe. Eu tind să cred că nu se scrie așa ceva în timpul procesului de atestare. Probabil direcția consiliază să nu se treacă așa ceva, dar fiecare este practic liber. Mie mi se pare un exemplu de maturitate și un exemplu de poate responsabilitate, faptul, tot așa am citit, că s-a modificat un pic și cultura asta adopției la noi, și anume că au început să se caute și să se adopte și copii de vârstă mai mare și chiar copii care poate au anumite handicapuri. Adică prevalează exact ceea ce poți tu să oferi, cum poți tu să ajuți, nu neapărat cauți o tipologie anume, care să fie un copil foarte mic și așa mai departe. Și e vorba în principal despre ce poți gestiona.
Aici iarăși cred că este un aspect foarte important cu care familiile adoptatoare clar se luptă. Pentru că pornim de la trauma de abandon și toți copiii din sistem au această traumă de abandon, pe deasupra vin și celelalte bagaje. Așa că, în primul și în primul rând, trebuie să știi ce poți gestiona, cât poți duce sau măcar să-ți faci, că oricum realitatea este alta, dar... Cât de tare trebuie să fii ca să poți gestiona lucrurile astea? Cât de tare, cred că... Depinde. Nu știu dacă tare e cuvântul potrivit. Cred că trebuie să fii asumat și sincer. Îmi place foarte mult familia Gherghina, cum reușesc să reacționeze spunând același lucru în același timp. Adică sunteți într-un gând în ceea ce gândiți, da, în ceea ce spuneți. Psiholog vă poate spune, mai explica mai clar ce înseamnă, ce ar putea însemna, ce dezastru ar putea însemna pentru un copil încă un abandon, să zicem. Adică când în sfârșit, să, da, crede, în sfârșit că a ajuns, crede că a ajuns, crede că într-o familie încearcă să creeze un atașament cu familia lui adoptatoare și mai suferă încă un abandon. Cred că este de... Da, se amplifică trauma. Exact asta vreau să vă și întreb. Cu ce așteptări trebuie să plece la drumul acesta viitorii părinți, cei care vor să adopte? Ce să aștepte? Câtă răbdare să-și pregătească? În sensul că să se aștepte la orice. E foarte dificil și tocmai de aceea acele criterii sunt importante și da, trebuie să asumate, pentru că ok, poți să te gândești că are nu știu ce dizabilitate și să bifezi acolo că na, tu te gândești că poți face față. Dar trebuie să știi ce înseamnă să lucrezi cu un copil care are și trauma abandonului, are o multitudine de probleme de relație și emoționale și are și probleme legate de o anumită dizabilitate, că poate să fie ADHD, că poate să fie autism, că poate să fie retard, că poate să fie o dizabilitate fizică. Cumva te uiți pe poză, îți dorești foarte mult, crezi că poți. Aici contează foarte mult și sprijinul familiei extinse și suportul familiei extinse. Pentru că dacă pleci cumva de unul singur, după aceea, în cele mai multe cazuri, ai nevoie de ajutor. Și dacă nu există, mai să zic, o comunitate, de fapt, în jurul tău, familia, prietenii, apropiații, chiar și vecinii uneori, să te sprijine, e greu. Mai ales dacă ești singur. Când e o familie, o soție, e un pic mai ușor. Dar când ești singur, e mai dificil. Doar că v-am spus, într-adevăr, e dificil, foarte greu și dacă nu pleci asumat și conștient pe drumul ăsta, va fi greu și pentru tine și pentru copil. Și au fost cazuri rare, într-adevăr, dar cazuri în care nu s-a sfârșit bine. Pentru copil mai ales, că adultul își devine mai ușor. Da, ăsta este un aspect pe care eu recunosc, l-am văzut în filme până acum, momentele acelea în care adulții care nu se mai descurcă sau simt că nu mai pot, returnează copilul, adică nu e un colet, nu e un pachet, nu e o haină care nu ți se potrivește, acolo este un suflet la mijloc pentru care asta este o traumă. Dacă te dedici misiunii acestea, lucrurile vor merge. Dacă nu ai resursele necesare și nu-ți dai seama ce înseamnă asta, pentru că, da, e un lucru extraordinar că încep să se adopte și copiii mai mari, dar cu cât stau mai mult în sistem, cu cât traseul lor este de la o familie la alta, de la un sistem partenar la alta, cu cât intervine și familia naturală, dar nu poate să facă față și atunci copilul merge haotic în experiența asta lui de viață, cu atât mai mult traumele lui și problemele lui sunt mai adânci și mai târziu se vor manifesta. Și atunci, poate chiar și voluntari care au lucrat cu copii cu autism, de exemplu, să zic, sau cu altfel de probleme, una e să fii voluntar, alta e să adopți un copil care are genul ăla de probleme. Îți va fi un pic mai ușor, dar nu știi care va fi traseul în funcție de adâncimea și gravitatea rănii lui, de fapt. Că putem să zicem probleme așa general, dar de fapt acolo sunt niște răni. Am înțeles. Cum s-au armonizat relațiile în familia voastră? Ce a fost, să zicem, cel mai greu lucru pe care a trebuit să-l gestionați? Cel mai greu, pot să zic eu. Cel mai greu a fost, pornind de tot de la subiectul legat de așteptări,
Așteptările noastre au fost unele, nu știu cum să mă exprim, n-am avut așteptări mari. Poate că e mai bine așa. Da. Și cel mai greu a fost să ne obișnuim cu binele. Pentru că în momentul în care copiii au venit acasă, tot așteptam, stăteam în gardă, ceva trebuie să se întâmple, nu că ceva nu, e prea bine, sunt prea ok, ne simțim prea bine. Au fost nopți în care nu dormeam, sincer spun. Așteptam să se întâmple ceva. Deci binele poate să fie stresant. Da. Dar e mai bine să fim stresați de bine. Mai bine să fim stresați de bine. Dar a fost chiar a fost ceva pe care pentru mine a contat. Era o presiune acolo, statul acela în gardă. Că stai puțin, nu este ceea ce noi credeam. Nu ne-am pregătit pentru asta. Noi ne-am pregătit pentru altceva și au venit doi copii minunați și se comportă minunat și ne-am atașat de ei, iubind din suflet, ei ne iubesc pe noi. Față de stereotipurile din mințile noastre, ăsta este un contraexemplu fabulos. Și poate că este foarte bine să-l audă cât mai multă lume. Adică te poți aștepta la toate problemele din lume, ești în gardă și să se desfășoare totul atât de firesc, de frumos și de bine, încât să nu-ți vină să crezi. Da. Da, ne așteptam să fie mai greu drumul, să întâmpinăm oarece dificultăți. Să nu, totul a mers extraordinar de bine, familia extinsă, i-a primit foarte bine cercul de prieteni, totul a fost... Iar ei în familie s-au atașat foarte repede de noi toți, au devenit parte din familie de la început, nu... A fost ceva, sincer, eu simțeam că așa a fost să fie. Parcă copiii aceștia au fost dintotdeauna acolo pentru noi, pentru ei. Păi chiar ne așteptau. Cred că noi am așteptat, pentru că în 2019 noi am obținut atestatul și ei au devenit adoptabili în 2021, cu puțin timp înainte de a intra în potrivire cu ei. Deci, S-au potrivit bine lucrurile. Da. Haideți să ne întoarcem la ziua de 2 iunie, ziua națională a copilului adoptat, când spuneam că în Herăstrău, începând cu ora 18, se desfășoară o serie de activități. Ce se întâmplă exact acolo? Activitatea e organizată ca un traseu care se numește Pași în lumea adopției și pe acest traseu, pe acest drum, în această călătorie, sunt popasuri în care sunt ateliere pentru copii, pictură, modelaj, tot felul de activități senzoriale, jocuri libere, puncte de informare pentru adulți, pentru cei care doresc să adopte sau doar să se informeze. Va fi și un moment artistic. Cristian Cazacu va susține un moment artistic. Este o scenă acolo, activitățile se vor desfășura în zona Pescăruș, la Roaba de Cultură. Știe toată lumea locul, așa că țineți minte data. Da, și... anul trecut a fost foarte, foarte frumos, au fost mulți copii. Sunt multe baloane colorate, multe activități, copiii cu mâinile în tot ce e acolo, acuarele, pictat, modelat. Asociația Tsubiskids a gândit și niște jucării terapeutice care merg spre zona asta de senzorial. Va fi un stand acolo cu jucăriile de la Tsubiskids, cu cărți. Vor fi părinți care își vor împărtăși experiența lor. V-am spus, sunt povești extraordinare, grele, unele dintre ele dureroase, dar extraordinare pentru copii. De când sunt eu în asociație din 2017, de vreo 6 ani, cumva am putut urmări dezvoltarea lor și copiii care atunci aveau 3 ani, 4 ani sau mai mici, acum sunt cu totul altcineva. S-au transformat. S-au transformat și bineînțeles că familiile au fost transformate și experiența lor de viață a fost cu totul alta, dacă n-ar fi existat potrivirea asta, întâlnirea asta, alegerea asta reciprocă. La sfârșit va fi organizată și o tombolă.
toți doritorii care vor să se înscrie la tombolă să participe pot câștiga diverse lucruri, cărți, jocuri terapeutice de la Asociația Subischids și premiul cel mare este o tabără pentru o familie, o tabără de adopție care va fi în 9 iunie. Foarte important acest premiu. Vreau să ajungem aici, la aceste tabere de adopție, pentru că înțeleg că sunt niște locuri extrem de importante și pentru părinți și pentru copii. Da, taberele de adopție sunt niște, nu știu cum să le numești, niște evenimente fantastice și pentru copii și pentru părinți. Părinții au parte de formare, deci practic tabăra se desfășoară în paralel pentru părinți și pentru copii. Părinții au zona lor și au parte de formare, cursuri, ei își împărtășesc experiența, întreabă, avem și un moment de vorbă cu psihologul în care pun întrebări un pic mai punctuale legate de copiilor sau în general, în funcție de tematica taberei, în funcție de cursurile care se fac și ce învață ei acolo, iar copiii, pe de altă parte, sunt implicați în tot felul de activități, și activități libere și de joacă, dar și activități mai mult sau mai puțin terapeutice. Avem niște voluntari minunați pe care îi pomenesc mereu, pentru că fără ei ar fi dificil să se desfășoare taberele respective. Practic, de cele mai multe ori avem cam un voluntar la doi copii. Oh, foarte bine. Și copiii se au poate parte, ocupa de ei. Da, au parte de atenție personalizată. E un fel de tabără personalizată. Și copiii sunt foarte diversi și unii sunt mai solicitanți, solicită mai mult voluntarul și atunci un voluntar se poate ocupa doar de un copil și copiii care sunt mai liniștiți sunt preluați de alți voluntari. Desfășurăm jocurile astea cu senzoriale, de relație, pe partea emoțională, pe partea de socializare. Încercăm să atingem toate aspectele astea unde copiii din sistem au carențe. Am înțeles că pe lângă aceste tabere, asociația în sine oferă grupuri de suport pentru părinți și terapie de grup pentru copii, dacă este cazul, dacă este necesar. Da, există grupurile de suport pentru părinți organizate periodic. În ultima perioadă a fost aproximativ o dată pe lună. Și pentru copii se desfășoară la fel ca pe sistemul taberei. Pentru copii avem activități de terapie prin joc. Practic sunt o serie de jocuri și de activități în care ei se pot exprima, se pot descărca anumite probleme. Nu este o terapie, nu este o intervenție propriu-zis pe o anumită problematică, ci o terapie prin joc în care ei poate să exprime frământările lor, problemele lor. Apar uneori, dacă ești atent, apar uneori în joc anumite teme, anumite probleme, anumite lucruri cu care ei se confruntă. Și uneori le și confirmăm cu părinții și le discutăm și cu părinții. Raluca și Mihnea, voi nu cred că sunteți din categoria părinților care au avut nevoie de un grup de suport, dat fiind cum au mers lucrurile. În schimb, cred că voi ați putea să constituiți un exemplu care să le povestească altora ce ați făcut, cum ați făcut, de merg lucrurile atât de bine. Dar și noi am avut nevoie, am participat și noi la o tabără. Copiii s-au simțit extraordinar. Și noi. Și noi. Plus că da. Am creat prietenie, adică a fost comunicarea este esențială până la urmă. Da, mulțumim și noi voluntarilor pe această cale, pentru că 2 zile sau 3 zile, nu mai știu cât am stat. Da, două. I-am învățat jocuri foarte frumoase, dar pe care chiar le-au aplicat acasă. Da, și în ziua de astăzi aplicăm diferite tehnici care copiii le-au învățat acolo. Am vorbit și noi, ne-am spus povestea noastră în acele sesiuni cu adulții, am ascultat și poveștile altora, am primit sfaturi de la alții, am încercat să dăm sfaturi. Este o comunitate, exact. Da, înțeleg. Da. Exact, este o comunitate. Veți fi pe 2 iunie în Parcul Herăstrău la eveniment? Păcate, nu suntem din în București. Păcate, Ne-am fi dorit foarte mult. Ne-am fi dorit și anul trecut aceeași problemă am avut-o, nu am fost, dar am urmărit, bine, urmăream pe Facebook de dinainte de a adopta
evenimentele din parc de pe data de 2 iunie și voiam să participăm și uite că n-a fost să fie nici anul acesta, nu suntem. Dar noi dar exemplul pozitiv rămâne și exemplul unei reușite. Uite că se poate. Desigur, bineînțeles. Nu vreau să creadă lumea acum că gata, e totul roz și ne aruncăm în asta. Nu. Nu, prefer să privesc jumătatea plină a paharului, în general. La fel și noi. De asta vorbim despre partea esențială, cea care pentru noi este cea bună. Sunt provocări, e totuși o traumă de abandon, dar copiii se schimbă fenomenal în momentul în care ajung într-o familie care e dispusă să le ofere ceea ce au nevoie. Știți, este comparația aceea clasică cu se deschid ca o floare care este udată, care are soare, are căldură, are toate condițiile să înflorească, să-și atingă potențialul. Ce i-ați sfătui pe cei care poate au acest gând, dar nu s-au hotărât, sau poate le e teamă, sau nu au ajuns până la capăt, dar undeva în sufletul lor, în mintea lor, există această frântură de idee? Ce le-ați spune ca oamenii care au trecut dincolo de tot acest proces și iată, sunt pe o cale fericită într-o familie împlinită? Eu le-aș spune, de ce, dacă ei își doresc, dacă în sufletul lor e ideea de adopție, de ce nu? De ce să nu încerce să-și depună dosarul? Să-și depună dosarul e ușor. Să facă acele cursuri pentru atestare la fel. Nu e nimic complicat, pentru că lumea crede că durează mult, e complicat, e birocrație. Nu e. S-au schimbat lucrurile. Și noi facem parte din cei care au obținut atestatul pe legea veche, nu pe aceasta care a fost aprobată de curând. Și tot nu a fost greu. Partea cea mai grea este așteptarea. Dar de ce să nu facă lucrul ăsta? Depui atestatul, ok, te gândești în timpul acela, nu știu. Ai timp să te documentezi, da. Și așteptarea poate fi un răgaz, poate să fie o perioadă în care să te informezi cât mai mult. Să te pregătești. Să te pregătești, iar la momentul potrivirilor, că nu e obligatoriu să fie una, nu e obligatoriu la prima potrivire să zici gata, asta e. Da. Nu, poate nu relaționezi cu primul copil, poate nu relaționează copilul cu tine. Mai de următoarea și la un moment dat ori găsești copilul cu care să relaționezi, ori nu, dar pentru că potrivirile înseamnă de fapt și o întâlnire, nu înseamnă nimic, nu în sensul că nu crezi o legătură puternică cu copilul astfel încât copilul să aibă de suferit că nu te vei mai duce la o a doua întâlnire cu el. Potrivirea îți oferă șansa de a vedea copilul, copiii și înainte, bineînțeles că ți se dau câteva caracteristici, ca să le zic așa, și probleme, puncte forte ale copilului la care te duci să încerci să vezi dacă poți intra cu el în potrivire pe parcursul procesului, să mergi mai departe. Dar sfatul meu ar fi să încerce, dar să fie asumați, să se documenteze, să se educe în acest sens și să cred că problema cea mai mare este legată de preconcepții. Să încerce să le dea la o parte, pentru că iubirea schimbă tot. Habar nu au ce înseamnă. Iubirea schimbă tot. Uite, asta este cea mai bună concluzie pentru această întâlnire de astăzi. Habar n-aveți ce poate să însemne lucrul acesta și pentru voi, adulți, maturi, care v-ați dori lucrul acesta și pentru copiii cărora le-ați schimba viața. Între timp lucrurile s-au schimbat, ceea ce știam noi odată nu mai este valabil. Iată, am aflat că România este una din țările în care acest proces se desfășoară foarte ușor, printre cele mai facile variante din câte există în acest moment. Nu mai durează atât de mult, nu mai e atât de multă birocrație, sunt elemente de sprijin din partea statului. Acum, cumva, trebuie să-ți dorești și cu adevărat să fie asumat că de la asta pornim, că nu putem să ne jucăm cu sufletul niciunui copil.
Vă mulțumesc tare mult pentru întâlnirea noastră de astăzi. Mulțumim, mă bucur foarte mult că v-am cunoscut. Vă doresc mult succes. Mi-aș dori ca pe 2 iunie în Herăstrău să fie potop de lume, dacă se poate, să ajungă cât mai mulți acolo. Da, oricum evenimentul se desfășoară și în țară. Exact, am uitat să spun, sunt încă niște orașe din țară, da, care se desfășoară simultan. La Cluj, da, la Iași, la Oradea, la Timișoara. Ceea ce este foarte Sibiu. Bine. Cât mai mulți oameni implicați în acest proces și procedeu înseamnă poate cât mai mulți copii. Nu e un eveniment local doar pentru București, e la nivel național și atunci bănuiesc că aveți ascultători din toată țara. Pe internet ne poate urmări oricine de oriunde. On-air ne ascultă cei din zona metropolitană, din București în principal, de ce am accentuat faptul că în Herăstrău, în zona Roaba de Cultură, acolo se întâmplă lucrurile pe 2 iunie, când sărbătorim Ziua Națională a Copilului Adoptat. Mulțumesc tare mult încă o dată! Vă aduc aminte, au fost aici în studio alături de mine psihologul Paul Dârmon de la Asociația Tsubis Kids, familia Gherghina, Raluca și Mihnea, adoptatori, părinții fericiți a doi copii, frații de dinainte de a fi adoptați, și prin telefon a fost alături de noi și Liviu Mihăileanu, fondatorul Tsubis Kids și membru în bordul organizației Europa Fără Orfani din Marea Britanie. Ioana Brușten sunt eu, vă mulțumesc dacă ne-ați ascultat, mulțumesc pentru comentariile pe care le-ați trimis, apropo să știți că sunteți felicitați toți invitații pentru ceea ce ați reprezentat și ați spus și ați demonstrat astăzi aici în comunitate. Rămâneți și mai departe, dragii noștri, pe 98,3, la fix vin știrile București FM, apoi pe Sens Unic vă însoțesc Marius și Eugen, iar mâine, după ora 14, în comunitate, vă întâlniți cu Răzvan Ursuleanu. Ioana Brușten sunt, să aveți o zi frumoasă cu toți! În comunitate.